seara, dragi prieteni! Sunt Adina Martinescu și sunt gazda emisiunii Despre Tine. Și pentru că Despre Tine este un cadru plăcut unde vii cu drag și vorbești despre tine, despre misiunea ta, despre pasiunile tale și despre ceea ce ești, în această seară o am alături de mine pe Ana Fico. Ana este psihoterapeut cu formare în psihoterapie sistemică de cuplu și familie, cadru didactic și, nu în ultimul rând, instructor de dansuri latino. În această seară voi discuta cu Ana despre raportul elev-profesor și părinte-copil și cât de importantă este dezvoltarea personală a cadrelor didactice și a părinților pentru a-și înțelege mai bine copiii și a le crea un cadru sănătos de sprijin și manifestare în drumul lor în viață. Ana Fico, bine ai venit alături de noi! Mulțumesc, bine v-am regăsit! Ana, dacă ar fi să se prezinte omul Ana Fico, cum ai alege tu să o faci? Aș alege într-un mod foarte simplu. Sunt un om care a ales să trăiască niște experiențe de viață și care a filtrat experiențele într-un mod sănătos și care are abilitatea de a învăța din ele și de a le împărtăși mai departe celor din jurul meu. Da. Mulțumim, Ana, pentru această prezentare și pentru că în această seară ne-am propus să discutăm despre cât de important este pentru un profesor să se dezvolte și el personal pentru a-și putea susține elevii, nu doar din punct de vedere al predării unei programe de învățământ, ci și poate să-și susțină elevul și din prisma școlii vieții, dacă aș putea spune asta. Aș dori să aflu părerea ta, din punctul tău de vedere, de ce este atât de important ca și profesorul să lucreze cu el, ca să poată preda din ceea ce este el elevilor. Foarte bună întrebarea dumneavoastră. Profesorul, înainte de toate, este om și atunci vine și el dintr-o familie unde a dezvoltat un tipar funcțional în acea familie. Poate că unele nu a reușit să le ventileze sau să și le vindece și automat este imperios necesar ca el să își asculte nevoile, să fie conștient de anumite, cum să zic, comportamente care nu sunt tocmai potrivite în sistemul educațional vis-a-vis de elevi. Și atunci este foarte necesar ca ei să intre într-un program de formare emoțională, pentru că totul se rezumă la emoții. Noi de acolo funcționăm, din emoții. Și atunci, dacă nu suntem conștienți de asta, tindem să proiectăm asupra elevilor toate angoasele noastre, care le proiectăm fără voia noastră. Nu spun că unii dintre noi avem această intenție de a proiecta asupra elevilor toate comportamentele noastre. Sau bagajul emoțional cu care venim de acasă de multe ori. Corect. Și profesorii sunt oameni și ei, așa, la rândul este, lor, trec prin anumite provocări în mediul lor. Și atunci e foarte bine dacă ei conștientizează lucrul ăsta și să poată să-și îmbunătățească stilul de predare. Pentru că, la urma urmei, dincolo de a preda materia necesară, elevii rămân cu starea care tu le-ai împărtășit-o vis-a-vis de conexiunea care tu reușești să o faci în relație cu ei și la clasă, bineînțeles. Așa, pentru că aia este cea mai important. Da, cât de important este pentru un profesor să știe să relaționeze cu elevul său? Este foarte important, deoarece dacă conexiunea nu se realizează între profesor și elev, elevul va rămâne cu foarte puține informații din materia respectivă care o predă domnul profesor. De ce? Pentru că elevul prinde drag de materie prin modul profesorului de a preda și de a se conecta la ei. Dacă, ca și profesor, vii la oră și doar prezinți doar partea metodică și cumva atitudinea ta ca și cadru didactic este superioară
și le insufli inferioritatea care ei o dețin, bazată pe vulnerabilitate, da, atunci ei nu mai au această sete de cunoaștere sau deschidere, sau deschidere asupra a ceea ce tu predai. Tu poți să fii foarte bine, să ai multe cunoștințe și chiar să ajungi să deplinești anumite condiții din punct de vedere al examinării, să fii cadru didactic cu grade, să fii recunoscut în mediul educațional pentru asta. E foarte bine, e minunat. Da. Dar ceea ce contează este esența a ceea ce tu faci, pentru că nu rolul tău ca și profesor este important, ci modul cum te raportezi tu la elevii tăi. Da, de asta cred că trebuie să fii un profesor conștient, dacă pot să spun așa. Un profesor treaz. Să te apropii, conștient, să știi să te apropii, exact, elevii, tinerii, nu, cu care lucrezi. Da, pentru că noi, mă refer ca și sistem educațional, noi avem o binecuvântare în viața acestor copii. Suntem într-un rol în care noi putem modela aceste suflete care au nevoie atât de mult de noi, de prezența noastră, încât faptul că putem participa pentru o anumită etapă mai scurtă de timp, dar care are un impact major asupra vieții lui, în formarea lui de adult, și faptul că ne punem amprenta atât de mult, noi creăm generația de mâine. Da. Noi degeaba avem așteptări de la ei să fie într-un anumit fel sau să fie conform așteptărilor noastre și să ne îndeplinească competențele sau să ajungă să fie foarte bine structurați la oră, dacă nu le insuflăm și acea încredere și susținere în tot demersul lor, iar modelul principal ca și ghid ești tu. Da. Da, ești tu ca și profesor, dar cred că cel mai important, educația elevului ar trebui să pornească din familie, să aibă și un părinte conștient, să lucreze și părintele cu el, să caute tot timpul să-și îmbunătățească, dacă pot să spun așa, starea de spirit, sau să caute să se dezvolte și părintele personal, astfel încât să-și poată înțelege mai bine copilul. E adevărat, e adevărat. Da. Părinții de multe ori au și ei rănile lor emoționale, care provin din familiile lor de origine. Da. Și atunci, sunt trei sisteme mari și late care contribuie la tot mecanismul ăsta. Adică e sistemul părinților, da, adică inclus în sistemul familial. Este sistemul social, care de multe ori pune presiune și condiționează fluxul vieții al familiilor. Și atunci este automat sistemul familial intervine și asupra sistemului copiilor. Și sistemul educațional este și el părtaș la tot acest mecanism. Pentru că toți avem aceeași misiune, misiunea de a ne forma copiii și elevii astfel încât să creăm o societate mai bună așa cum ne dorim noi. Da. Noi știm că vrem și că dorim să ajungem acolo, dar unii dintre noi nu știm cum. Pentru că ne lipsesc anumite instrumente și resurse, ne lipsesc anumite perspective, perspective care ar avea efecte pe termen lung, nu pe termen scurt. Da. Și părinții sunt și ei, să zic așa, din cei care nu au avut ocazie să-și susțină copiii, tot victime colaterale. Și se creează un circuit din care nu mai ieșim niciunul. Da. Și atunci ar fi util, din punctul tău de vedere, Ana, să se creeze ca un fel de școală a părinților, unde aceștia să poată fi educați, să fie învățați cum să vorbească cu copiilor, cu copilul său? Bineînțeles, a învăța să fii părinte este o artă. A învăța să fii profesor este la fel o artă. Da. Aceste
comportamente și manifestări și roluri, nu te naști cu ele. Le dobândești pe parcursul vieții, datorită și experiențelor prin care tu ai trecut și ai filtrat anumite noțiuni cu care tu ai rămas și pe baza căruia tu le împărtășești mai departe. Și automat că și părinții n-au știut dintotdeauna să fie părinți, dar putem învăța. Da, nu mă refeream neapărat la acele școli clasice de parenting, de care tot auzim. Nu. Mai mult cred că de o formare, workshop-uri pentru părinți și poate și pentru profesori, care să poată fi susținute în cadrul unui sistem de învățământ clasic sau ar în cadrul școlilor, exact, ca niște opționale, ca niște ateliere de lucru. Exact. Poate. E chiar foarte vital ca și părinții să aibă parte și ocazie să se raporteze diferit la nevoile copiilor și totodată și cadrele didactice. Pentru că noi împreună formăm o echipă. Noi nu suntem separați. Da. Noi ca sistem educațional de sistemul părinților, familial. Noi trebuie să conlucrăm împreună pentru bunăstarea copilului și a dezvoltării lui. Pentru că ei cu asta rămân. Marea majoritate a amintirilor le avem din școală. Ne amintim de profesori care ne-au susținut. Ne amintim de profesori care nu prea au fost, n-au rezonat cu noi sau ne-au îndepărtat sau ne-au respins. Iar noi avem în bagajul nostru emoțional și în circuitele noastre neuronale, avem aceste amintiri de care nu putem, oricum ne influențează, nu putem scăpa de ele, pentru că ele ne conduc. Dar dacă noi am fi mai atenți, ca și părinți, ca și cadre didactice, cum anume să ne comportăm cu ei astfel încât ei să devină exact conform așteptărilor noastre. Da. Și atunci e bine să investim în noi. Investiția cea mai mare este în tine. Iar dacă tu o ai în tine, poți să o împărtășești și celorlalți, să facă și ei același lucru. Dar lor le trebuie un model. Iar nevoia lor cea mai mare este de a fi iubiți, de a fi susținuți, de a avea atenția necesară și de a se simți în siguranță. Da. Și a fi validați, încurajați. Și a fi validați. Ei pe baza acestor criterii ei se înalță. Nu mulți dintre ei provin din familii unde nu împărtășesc valori sănătoase sau nu au comportamente sănătoase, armonioase. Sau nu există o comunicare familie cu copilul și atunci și asta, el vine la școală și simte să se manifeste, să manifeste un anumit comportament, cred, care de multe ori îl copie din familie. Nu? Da, comportamentul practic este rezultatul mecanismului disfuncțional din familie. Deci dacă el stă într-o familie, să zic, unde e un tipar disfuncțional toxic, nu știu, e abuz, e ceartă, părinții nu se înțeleg între ei, el nu are unde să-și ventileze emoțiile și atunci acasă nu se poate exprima sau nu poate să-și expună nemulțumirea cu privire la mediul respectiv sau nu poate să-și exprime durerea și atunci la școală nici atât, pentru că tu acolo trebuie să fii conform standardelor, tu trebuie să stai la oră liniștit, tu trebuie să înveți, tu trebuie să ții cont de niște lucruri, tu nu trebuie să faci să te cerți, nu trebuie să da, e acea intri presiune în conflict. Probabil pe care un părinte o pune pe copilul său de a fi perfect, de a fi mai bun decât celălalt, decât colegul lui de bancă. Să nu-i creeze probleme. Deci să nu-i creeze probleme la școală. Și atunci, să nu-l compare cu ceilalți. Exact. Și aici comparația de foarte multe ori în timp, un copil care tot timpul a fost comparat de mic, nu? Cu celălalt, cu ceilalți. Îi creează stimă de sine scăzută. Automat că ajunge adult. Dar noi, părinții, am furnizat asta, că el nu avea de unde să preia această idee. Da, se spune că un copil rănit devine un adult rănit. Da, și e o mare tristețe. Din prisma ta mare de psihoterapeut, de familie și de cuplu, ce ai putea spune? Vin multe persoane la tine cu aceste traume de, nu știu, neîncredere în sine sau de nesustinere, neîncrederea nevalidare? În sine este practic ca o fel de, să zic, un fel de a fi acum în societatea noastră. Nu toată lumea a deprins încrederea în sine.
deoarece nu i s-a furnizat asta de copil din familia lui de origine. Și atunci el crește adult, considerându-se insuficient la nivel intrinsec. Da. Și atunci el caută să-și facă dreptatea, caută să dea din aripi, caută să demonstreze celorlalți că el are încredere în el și că el poate. El reușește lucrul ăsta, dar la nivel interior el nu simte asta. De aici se nasc foarte, foarte multe comportamente, tulburări de comportament, care îi afectează atât pe ei, cât și pe cei din jur. Adică cei care au acest sentiment de neîncredere și nu se validează ei pe ei și nu-și cunosc valoarea și nu vor nici să o dobândească, atunci ei recurg la șantaj, recurg la tot felul de... sunt suspicioși, la umilințe recurg. Își pun măști ca să dea exact, bine în societate. Și ca să-și atingă scopul și ca să fie, tocmai ca să fie în atenția tuturor. Iar atenția asta o captează doar prin mecanismele mai puțin pozitive, să zic așa. Și dacă un astfel de tipar care nu și-a dat voie să se vindece sau să facă, să se poate să se ventileze cumva, el ajunge într-un rol în care este educator, profesor și care, fără voia lui, pur și simplu proiectează mai departe la elevi. Elevii care sunt foarte sensibili și vulnerabili. Adulții nu-și mai dau voie să fie vulnerabili, pentru că e dă mult mai bine să fii mai insensibil ca să te adaptezi mediului, dă mult mai bine să nu prea îți accepți lucrurile mai puțin plăcute la tine și nici să le faci recunoscute în văzul celorlalți, da, ca nu cumva să decazi, ca nu cumva să nu mai fii recunoscut. Da, în realitatea aceasta, vulnerabilitatea automat este interpretată greșit. Ca și cum ai fi un om slab dacă îți arăți din când în când și partea aceea vulnerabilă. Exact. Tocmai vulnerabilitatea este cel mai puternic sentiment, emoție, să zic așa, care datorită vulnerabilității curge fluxul vieții. Deci, dacă nu-ți permiți să fii vulnerabil, nici nu te poți bucura de magia vieții. Nici nu te poți bucura de prezența ta în viața ta. Mulți postăm ca fiind fericiți, dar de fapt nu suntem. Mulți postăm că am avut multe realizări, am agonisit foarte multe bunuri materiale, dar în interiorul nostru nu suntem fericiți. Noi asta o știm la nivel interior, nu o recunoaștem pentru că cumva ne deteriorăm imaginea de sine, care noi am lucrat la ea și am tot... am găsit toate resursele necesare ca să părem ceva ce nu prea ne simțim cu noi înșine. Ana, vin de obicei mulți tineri spre tine la cabinetul tău de dezvoltare personală sau poate chiar în timpul orelor, nu? Că ești cadru didactic, da, care îți împărtășesc cu ușurință din problemele lor de acasă, poate de familie sau din propriile lor frustrări sau nemulțumiri. Da, am o mare bucurie să fiu alături de ei. Consider că e un dar pentru mine să am ocazia să pot să am aceste experiențe care să le pot împărtăși. Ei vin și își expun toate stările care le au ei și le trăiesc ei în legătură cu niște situații cu care ei se confruntă aproape zilnic sau periodic. Din familiile lor, din viața lor intimă, aș putea să zic. Și au curaj să îmi împărtășească și eu tare mult mă bucur pentru că am și ocazia să învăț totodată de la ei. Da. Și mă bucur că pot să-i ghidez. Adică ești putem un mentor. Putem învăța împreună cum anume să gestionăm o situație. Aici ajută foarte mult psihoterapia. Psihoterapia vine în ajutorul de a susține pe cei din jur, pentru că de multe ori nu știm să ne gestionăm emoțiile. Intrăm în conflict noi cu noi înșine și nu știm cum anume să ieșim din asta, cu
cum anume să procedăm. Deci, Ana, să înțelegem că tu le oferi copiilor un cadru de desfășurare, un cadru unde ei vin și, practic, pe lângă a fi acei elevi care vin la ore, cred că între voi s-a format așa și o relație de prietenie. Și le oferi un cadru unde ei își pot deschide mai ușor sufletul, să spun este așa. Este, aș putea spune, o prietenie mai controlată. Adică nu am dezvoltat o prietenie astfel încât să ne permitem să intrăm mai mult în spațiul unui a celuilalt. Da. Ci doar de a recunoaște situațiile cu care ei au de-a face, de a-și împărtăși stările emoționale și de acolo eu să le pot, să-i pot ghida, să le spun și o altă variantă și o altă perspectivă. Poate că în familia lor nu au cum să dea de acea perspectivă, poate că nu au de unde să o culeagă. Da. Și e foarte important ca ei să aibă o persoană în jurul lor care să empatizeze cu ei și înțeleg foarte bine, le înțeleg nevoile. Deci ești un alt fel de profesor. Limba. Ești un alt fel de profesor. Ești un profesor, da, pentru sufletele. Aș putea să spun asta, pentru că eu asta fac. Tine. Eu asta fac. Dincolo de materie, dincolo de rol, pentru că eu nu mă identific cu rolul de a fi cadru didactic, îmi place foarte mult conexiunea cu ei. Faptul că pot să fiu părtașă în viața lor, pe mine mă îmbogățește. Te identifici mai mult, cred că, cu rolul de psihoterapeut. Nu? Mai degrabă, da. Mai degrabă, da. Știu că tu îți dorești foarte mult să susții în cadrul școlilor niște workshop-uri de dezvoltare personală pentru profesori, dar și pentru părinți. Da, mi-ar place foarte mult să se desfășoare acest proiect. Aș ghida atât profesorii cât și părinții cum să creeze conexiunea. Atât cu copiilor din perspectiva părinților, cât și cu elevilor din perspectiva profesorilor. E foarte importantă conexiunea. De multe ori uităm. Noi ne facem rolul, ne facem job-ul, am predat, am atins acele obiective, competențe, conținuturi, dar ce rămâne după aia? Da. Mai e ceva. Și dacă ceva ăla care nu se creează prin conexiune, informațiile se pierd. Poate că elevul respectiv va face un efort și va acumula informațiile, dar după aia le va uita. Le va uita de ce? Pentru că conexiunea dintre el și profesor nu a fost foarte închegată. Și atunci copiii rămân și cu starea care tu le-ai insuflat-o în timpul predării, da, materiei tale. Eu cred că primul workshop pe care l-aș vedea predându-l, te-aș vedea pe tine predându-l, ar fi predarea unui limbaj de comunicare între profesor și elev sau între părinte și elev. Să știi să comunici. Exact. La nivel de suflet, la nivel de conexiune. Aduce foarte mult, foarte mult bogății. A ști să comunici cu copiii, cu elevii, cu adolescenții. Practic, noi adulții, este responsabilitatea noastră să putem să-i ajutăm. De noi ține lucrul ăsta, nu de altcineva. Dar toate aceste sisteme de care vorbeam la început, al părinților, sistemul social și sistemul educațional, toate trei trebuie să facă o echipă. Pentru că noi modelăm exact ca o plastilină sufletele acestor copii. Și e păcat să nu aducem acest aport atâta timp cât suntem în rolul ăsta și noi ni l-am ales. Adică nu cred că e întâmplător faptul că un cadru didactic este chiar în rolul respectiv. Dar de multe ori se identifică cu rolul, mai puțin cu menirea sa. Menirea sa este practic în spatele rolului. Ăla nu se mai observă pentru că intrăm de multe ori în programul de supraviețuire pentru a construi o imagine, pentru a ajunge acolo în vârf unde credem noi că dacă am să ajungem acolo o să fim foarte fericiți și o să fim recunoscuți. Credem că dacă luptăm pentru asta ajungem undeva și o să fim, wow, cei mai deslușiți. Da. Da, în general se pune accentul pe alte lucruri, nu pe esența sufletului. Exact. Rolul din spate este menirea ta, este ca tu să poți să oferi sprijin.
Pentru că, practic, dacă e să mă duc un pic mai în spate, da, ar fi următorul lucru. Profesorul este oglinda elevilor, iar elevii este oglinda profesorului. Aici este cea mai frumoasă magie, pentru că tu, dacă nu ești bine cu tine, la nivel interior, tu asta nu mai dai importanță, pentru că tu ești canalizat pe alte lucruri. Dar dacă tu ai un conflict major cu tine însuți, ai o luptă interioară, ai o stimă de sine scăzută, ești frustrat, nemulțumit de pe alte paliere din viața ta. Da. Copiii, că suntem toți energie, exact, ei simt asta. Da. Ei nu au format limbajul astfel încât să se exprime, dar ei îți arată prin ce? Prin comportament. Și atunci, comportamentul lor devine foarte rebel, te trezești că nu te ascultă, te trezești că se ridică din bancă și a plecat din clasă, da, și tu te întrebi, dar ce am făcut? Dar eu îmi știu foarte bine meseria, sunt profesor de atâția ani de zile. Da. Da, uite, putem să avem, ne dăm voie să vedem acest aspect care este practic... Acea energie care nu se vede, care dar de multe vede, ori vorbește. E invizibilă. Și atunci, uh-huh, ei practic, dacă ești atent, te corectează. Îți spun unde anume trebuie să lucrezi tu. Este o perspectivă care aduce foarte multă înțelegere. Iar tu, ca și cadru didactic, nu mai simți nevoia să opui rezistență. Tu nu mai simți ca atac la persoana ta. Pentru că nu ăsta este practic sensul și nici răspunsul sau mesajul. Da. Doar că tu trebuie să fii atent la asta. E un aspect esențial, pentru că altfel nu te-ai mai afla acolo. Nu-i nimic întâmplător. Da, păi și misiunea de cadru didactic trebuie aleasă ca o asumare pe termen lung, că tu schimbi destinele unor copii acolo. Adică tu ești al doilea părinte, se spune că profesorul este al doilea părinte după mama și tata. Da, așa este. Am avut ocazia să intru, să zic, în mod indirect și în familiile lor. Faptul că aud că un părinte și-a îmbunătățit comportamentul față de copilul său, faptul că a înțeles niște lucruri în momentul în care am stat de vorbă, faptul că a menționat care sunt nevoile lui principale, faptul că i-am comunicat cum anume trebuie să se raporteze la el, i-a adus mult beneficiu copilului. Copilul a doua zi era foarte vesel și îmi zice, mulțumesc, doamna, că am avut, că ați vorbit cu mama și că, sau cu tata, sau cu amândoi, și lucrurile s-au mai schimbat. Da. Cea mai mare satisfacție a mea este asta. Pentru că știu că ăsta este scopul meu. Și știu foarte bine de ce mă aflu acolo, știu foarte bine de ce fac asta și încerc, nu prin efort, prin natura mea, să îmbunătățesc mediul, pentru că e extrem de important. Da. De asta va depinde acțiunile lor viitoare. Și faptul că părinții înțeleg ce nevoi au copiilor, dar cel mai important este că înțeleg și ce nevoi au ei. Da, pentru că în raport cu copiilor, tu vii și le produci acele conștientizări. Îi faci să-și pună întrebări, poate, și părinții și copiii, ce aș putea face mai bine în relația cu copilul meu, sau unde greșesc, sau ce fac și nu fac bine, sau da, ce nevoie am eu ca părinte și nu le-am primit de la părinții mei și eu le proiectez asupra copilului meu, și unde anume mă critic pe mine, de eu îl critic pe el în continuu și am așteptări majore de la el, el care nu poate să mi le îndeplinească. De ce? Pentru că i-am furnizat aceeași angoasă. Iar copilul, fiind și elev la școală, manifestă angoasa și anxietatea părinților, pentru că copiii și elevii sunt ca niște sugative. Ei preiau tiparul din toate punctele de vedere și îl atașează conform personalității lor și îl duc mai departe, îl manifestă la școală. Și atunci la școală este cadrul prielnic de a-și ventila toate durerile. Ei acolo își permit să spargă un geam, ei acolo își permit să se bată cu un coleg, ei acolo își permit să facă toate năzbâtile, să zic așa, în ghilimele, care
aceste ieșiri ar trebui înțelese de noi. Adică da, ei îmagazinează emoții, emoții de acasă. Ei vin de acasă, poate, cu această stare de furie și o manifestă. Da, unii dintre ei au o furie care nu și-o manifestă, adică e controlată. Da. Și foarte puțin iese la suprafață prin mici lucruri. Dar dacă eu îi întreb care este mediul lor de acasă, da, cum anume se raportează mama ta la tine sau cum anume se manifestă o zi din viața voastră de familie, care sunt credințele care sunt propagate în familia voastră. Și atunci el îmi spune ce credințe are mama lui sau tatălui despre el, da, modul cum îl tratează, și atunci automat îți dai seama că acel copil nu are exact ceea ce își dorește. Ceea ce își dorește un copil, un elev, este un atașament. Deci atașamentul este cel mai vital pentru el, pentru a supraviețui. Dar nu orice fel de atașament. Cum știm că există mai multe tipuri de atașament. Cel mai sănătos tip de atașament este cel sigur, în care copilul este acceptat așa cum este, indiferent da, dacă greșește, indiferent dacă nu greșește, indiferent dacă face năzbâtii, el este iubit și acceptat așa cum este el. Așa ar trebui să fie, să așa se întâmple lucrurile în esență, să fii atât încurajat, să ți se spună un bravo când faci ceva bine. Exact, și chiar dacă nu faci ceva bine, nu-i nimic, data învățăm viitoare, cu siguranță ai să reușești și nu există perfecțiune și ai tot dreptul da, să greșești și e ceva normal că noi de acolo pornim, de acolo începe procesul spre dezvoltare a unui da, atașament, sigur. Da. Dar în momentul în care noi nu avem, sau elevii, copiii, nici unii dintre noi nu au avut un atașament sigur dezvoltat în familia de origine, se formează niște atașamente mai puțin pozitive. Adică anxios, nesigur anxios, atașament nesigur evitant, ambivalent, și care dau tot felul de tulburări comportamentale, da, care dacă alea nu sunt înțelese, riscăm să etichetăm oamenii din jur după aceste comportamente, care practic aceste comportamente nu sunt ei de fapt. E doar tiparul și programul care îl are atașat în persoana lui, dar da, nu este el asta. De asta sunt atât de importante aceste workshop-uri de dezvoltare personală și dacă pot să spun așa, cred că e foarte important să vorbim și cu tinerii, să caute și ei modalități prin care să se dezvolte personal. Dacă ei acasă nu au o susținere pe măsura a ceea ce își doresc ei, cred că e important și copiii și tinerii din ziua de astăzi să caute ei forme de dezvoltare. Și e și cumva și contribuția lor. Dar în primul și în primul rând, așa văd eu, sistemul educațional ar trebui să pună mai multă amprentă și pe dezvoltarea personală a părinților. Da. Așa. Și pe dezvoltarea personală a profesorilor. E musai. Și apoi a copiilor. Astfel încât să existe o conexiune armonioasă pentru dezvoltarea tuturor. Nu e numai reușita elevilor astfel încât să îi avem așa cum dorim noi. Este și vindecarea noastră totodată. Pentru că practic e vorba despre noi, nu despre ei. Așa este. Și pentru că suntem la emisiunea Despre Tine, aș vrea să atingem în partea a doua a emisiunii și partea legată de pasiunile tale, de pasiunile omului Anafico. Și vreau să te întreb, Ana, cum se îmbină meseria de psihoterapeut și cea de cadru didactic cu cea de a fi instructor de dansuri latino? Este o pasiune de-a mea care practic am descoperit-o acum mulți ani de zile. M-am nimerit într-un grup unde se dansa latino și cumva aveam această latură, dar era în mine ascunsă, nu era ieșită la suprafață. Și atunci când am intrat în grupul respectiv, care ei dansau de ceva timp, eu am intrat așa ca un învățăcel, dar atunci m-am observat pe mine că ritm am și că imediat mă pot da după ei. Chiar dacă ei aveau câteva ședințe la activ,
Da. Și atunci chiar este una din pasiunile mele care s-a armonizat foarte bine cu ceea ce, cu domeniul meu de activitate, pentru că este o altă exprimare, e o altă latura mea și mă pot exprima și altfel. Da, prin chiar dans. Am văzut că practici salsa și bachata. Da, da? Sunt dansuri latino. Așa, și știu că mergi destul de frecvent, nu, la acest club de dans, pot să spun. Da, nu? Este o școală de dans. Așa. Se cheamă Universul Latino. Da. Și eu acolo activez aproape de luni până vineri. A, deci în fiecare seară, după programul de serviciu, exact, îți bucuri sufletul dansând. Am ore de antrenament, da, da. Și aproape, ce mai aproape, că e în fiecare zi. Mă duc acolo 2-3 ore. Da. Și mă bucur tare mult de compania celor care sunt în această comunitate. Mm-hmm. Sunt oameni deosebiți, sunt oameni minunați, sunt oameni de la care ai ce învăța și se împletește așa o energie acolo cu dansul și cu bună dispoziția care o împărtășim cu toții. Deci e terapie curată. Așa este. Autentică. Ce grupe de vârstă vin la dans? Toate vârstele. Da? De pornind de la 11-12 ani până la unde vreți să vă opriți. Am înțeles. Și da, se organizează frecvent evenimente de dans latino? Da, se fac. Cum e cu promovarea? Cum află oamenii de acest club de dans intră latino? Ei intră pe pagina de Facebook Universul Latino. Da. Așa. Și de acolo află toate detaliile. Aceste evenimente, petreceri, să zic așa, se desfășoară în anumite locații. Da. Așa. Unde noi le avem stabilite deja și unde împărțim starea de bine și, bineînțeles, învățăm din ce în ce mai bine să dansăm. Deci, Ana, tu ești un profesor și de stare de bine. Da, fără asta... Pornește la școală. Fără starea de bine nu m-ar mai chema Ana Fico. Am înțeles. Da. Da, foarte frumos tot ceea ce ne povestești. Cum te pot găsi oamenii care vor să se înscrie la cursurile de dans latino? Eu sunt Ana Fico pe Facebook. Deci acolo mă pot găsi, dar cel mai bine pe Universul Latino. Am înțeles. Și dacă vor să ia legătura cu tine și din prisma omului, din prisma terapeutului, Ana Fico? Ar putea să o facă cu plăcere. De ce? Pentru că eu acum vreau să-mi fac o pagină exact pentru terapii. Cred că funcționez mai mult în mediul online, nu? Și pot să te abordeze pentru ședințe 1 la 1 în mediul online? Sigur că da, și online. Uh-huh. Și urmează să mut spațiu cum ar veni. Da, am înțeles. Și atunci o să vin cu date exacte asupra locației respective. Da. Ana, ne bucurăm foarte mult pentru prezența ta în cadrul acestei emisiuni și am dorit, dacă ai vrea să ne spui la final de emisiune, ceva ca un ultim mesaj din partea ta. Care alege să fie acesta? Vă mulțumesc tare mult pentru invitație și ca un ultim mesaj este să investești în tine cât poți, astfel încât tu să te poți descoperi la adevărata ta valoare. Da. Mulțumim, Ana, încă o dată. Mulțumesc. A fost o adevărată plăcere să te am astăzi invitată să ne vorbești despre tine, despre misiunea ta, despre pasiunile tale și îți urăm mult succes în toate proiectele tale viitoare și te mai așteptăm cu drag alături de noi. Mulțumesc frumos! Iar dumneavoastră, stimați telespectatori, ne bucurăm că ați rămas alături de noi până la finalul acestei emisiuni. Pe data viitoare și o seară cât mai frumoasă!